statul paternalist este un tată castrator. Statul solidar, așa cum îl conceptăm, e din potrivă acela care îi ajută pe oameni să se descurce pe poporul. Nu credem că potențialul del God-given potential al unei persoane se poate realiza fără libertate de plină acțiune și atâta vreme cât omul nu e de picioare. Așa că nu ne propunem pentru România din 2015, 2020, 2025 o țară de asistat social, ci una dintre realizatori liberi, de oameni liberi, de proprietari, care nu depinde arbitrariul unor decizii statale. Nu depinde nici de neapărat de mari corporații multinaționale, care sunt în definiție delocalizate și amorale. Și care, în orice caz, nu sunt dependenți zi și noapte și pe tot durata vieților de stat. Cum putem să transformăm această propunere de solidaritate între oamenii cu adevărat liberi în această țară și responsabilizarea și educarea celor încă asistați? Solidaritatea nu e o stradă cu sens unic. Pentru a fi dat cu lor solidar cu societatea, și cei asistați trebuie ajutați încet, încet să presteze o muncă